numele meu este Radu Ionuț, sunt un tânăr fermier din județul Olt și mă ocup cu agricultura, mai exact legumicultura în spațiu protejat. Astăzi discutăm în mod particular despre cultura de tomate. Avem în testare o serie de biostimulatori de la firma Daimsa. Anul acesta pot să spun că am testat toată gama de produse Daimsa. Clienții își doreau produse și special roșii cu gust. Ca să pot face chestia asta, m-am orientat cât mai mult spre biostimulatori sau îngrășăminte sau fertilizanți, tot ce înseamnă bio, cu certificare bio. Și Daimsa era unul dintre acei, sau poate singurul, care are o gamă variată și extinsă de produse bio. Încep cu natur complet, continui cu raiza mix la plantare, după aia aplic o serie de microelemente, cum ar fi Folitex. Aici avem Naturamin cu zinc și calciu, care l-am folosit. Între timp aplic din stadiu de răsad, Citoplan și Pleniflor, urmează produse de întreținere pe bază de calciu și spre sfârșit madurel și Naturfruit. Obținem un colorit foarte frumos al produselor, gustul este pe măsură, capacitatea de păstrare este foarte bună. Produsele astea fac ca produsul finit să fie foarte plăcut de consumator. Am folosit în tehnologia culturii tomatelor și produsul Naturamin VSP. Este singurul produs care conține în proporție de 80% aminoacizi liberi. Ajută planta să repornească mai ușor în vegetație sau să treacă mai ușor peste stări de șoc. Este un produs care reprezintă cu succes compania Daimsa, adică este o emblemă, o etichetă de afișat peste tot a companiei Daimsa. Așa cum observăm, folosirea acestor produse întăresc foarte mult planta în sine, adică avem o plantă viguroasă, lujerul este destul de gros, foliajul este bogat și tot așa gros. Asta ajută planta să reziste mult mai ușor la atacurile de dăunător sau de bot și totodată minimizăm costurile cu pesticidele. Vorbim de produse naturale, vorbim de produse obținute din mină de carbun. Leonardita este un carbun că nu a mineralizat, este încă în stadiu vegetativ, este aport de acici humici și fulbici. Vorbim de aminoacici, prolina și serină sunt acele două aminoacici că intervin în condiții de stres, orice fel de stres. Vorbim de alge marine. Folosim produsele Daimsa. Obținem o recoltă sporită, o calitate deosebită a producției, altfel obținem niște venituri în plus și iau în calcul pe viitor să încerc și cultura din câmp, în spațiu neprotejat. Pentru că am fost foarte mulțumit, adică am simțit niște efecte vizibile, foarte vizibile.